chestia aia nu, arată rău. În timp vom schimba decorul și mi se pare puțin lipsit de personalitate. Bună de dimineața! Hello, hello! Ce faceți? Bună dimineața și de la Hedwig! Suntem aici în companie, îmi beau cafeaua pentru că m-am trezit de vreme astăzi, dar m-am luat somnul puțin mai devreme. Mi-am făcut un smoothie pe la 6, l-am băut și am stat și acum mi-am dat seama, zic, ups, stai că nu e, azi nu e zi de dormit și nici de lenevit. Iată așa, ignore the mess din spatele meu și ce doamne era? Am uitat de alea, stați așa că vă spun. Da, deci, în primul rând, stați să rezolvăm cu părul, că bănuiesc că vă întrebați ce Dumnezeu se întâmplă aici. Nu știu să vă spun exact ce se întâmplă aici, cert este că ieri mi-am uscat părul natural, nu l-am mai... Acum l-am pieptănat de asta așa, plafică, înainte stătea așa, numai șuviță și șuviță era. Mi-am uscat părul natural, nu l-am mai uscat cu fionul, că făceam ceva pe aici și l-am lăsat să se usuce și se pare că peste noapte am transpirat și s-a încrețit și mai tare, că v-am zis, am dat cu peria acum prin el ca să par totuși pieptănată, pentru că dacă îl vedeați mai devreme era foarte încrețit și e puțin ciudat să fie chiar și atât de creț pentru mine, dar asta se întâmplă cu părul. Poate astăzi și tund un pic din el, pentru că recent am auzit un stilist pe TikTok, pe Instagram, nu știu de unde, un stilist din afară care a reușit să mă facă să înțeleg de ce este bine și chiar indicat să stunzi puțin din păr odată la 3 luni. Voi știți că eu nu sufăr de chestia asta cu părul și îl tund odată la 6 luni, cam așa. Și de când îl decolorez am observat că, băi, parcă i-ar trebui un soare un pic mai des, așa, că vârfurile nu sunt tocmai fericite, cel puțin când se termină acele 6 luni, de-aia atunci tai mai mult. Și el a reușit să-mi explice cum părul crește mai repede când este mai scurt și nu, dacă tunzi puțin odată la 3 luni, nu înseamnă că vei ajunge la aceeași lungime și că nu-ți va mai crește părul, ci din contră îți va crește mai mult și mai repede, pentru că tu îi transmiți mesajul că este scurt și cum nu-l mai lași să se subțieze la vârful și să se crape așa pe lungime și asta îl ajută să fie sănătos. Și m-am gândit că ar trebui să facem și treaba asta, ar trebui să-mi fac și unghiile pentru că săracuțele s-au cam dus și partea bună la culorile astea, la mâna asta nu s-a dus niciuna, dar partea bună la culorile astea deschise este că nu se vede așa rău, dar aici mi-au zburat și vreau să le fac astăzi, dar proiectul numărul 1 pe care îl începem astăzi, nu-l terminăm astăzi că e mult, e treabă lungă și îi cu multe chestii de făcut. Proiectul numărul 1 de astăzi este că ne apucăm de renovat, zugrăvit, cum vreți voi să-i zicem, biroul. Da, finally, este ceva ce aștept deja de o perioadă destul de lungă. Am stat și am gândit procesul ăsta destul de mult. Vă spuneam și pe Instagram că acest alb mirific care mă înconjoară și care deja a început să mi se pară steril va dispărea, nu ne vom mai întâlni cu el și vă spun de acum, va fi cea mai colorată cameră din casă, asta pentru că este și cea mai luminoasă, exceptând vreo 3 sau 4 luni pe an când e întuneric, beznă, prin decembrie atunci, știți, când aș vrea eu să filmez, o să fie în beznă, o să vi se pară neagră, vă avertizez de acum, dar sper că o să o rezolv din lumini. Ideea este că m-am plictisit de albul ăsta așa și mi se pare puțin lipsit de personalitate și vecina mea își face de lucru pentru că bate soarele în așa fel încât el vede la mine în casă acum și am niște geamuri care reflectă, să nu te lasă să vezi, totuși se vede puțin și vede că am pus pe pervaz camera și se uită la mine. Este foarte interesat de ce fac eu. Acum a văzut că l-am văzut. A plecat. Așa. Și m-am cam plictisit. O voi oricum, dacă sunteți cu mine de mult, știți că mă plictisesc repede. Știți că mă ia și că eu mi-aș muta odată la 2 luni, mi-aș muta mobila prin casă, numai ca să arate diferit, numai că n-am spațiu. Eu trăiesc în cutii de chibrituri,
sub formă de camere și nu prea am cum să mut mobila, am mai tot mutat biroul ăsta pe aici, l-am mai tot dat, dar cred că ăsta va rămâne aici. Camera asta pe lângă birou va avea și o altă utilitate, va avea și, mă rog, și pe lângă filmat, și pe lângă sală de sport, și pe lângă toate cele ce mai e camera asta, va mai reprezenta ceva. Și o pregătim pentru acel ceva. Începem acum, n-o să termin tot astăzi, că în primul rând că n-am toate datele necesare, n-am toate lucrurile de care am nevoie, dar începem cu pregătirea pereților cu zugrăvitul și să vă arăt care-i treaba cu astea. Pentru cine nu știe, că poate sunt și fete de aici care știu și băieții bănuiesc că știu, dacă vă uitați voi în spatele meu la... Uitați că pot să vă arăt ca la tablă. Pot să vă arăt exact ca la tablă. Dacă vă uitați aici, vedeți că sunt niște chestii puse. Că n-am renovat casa acum niște ani. Sunt vlogurile pe celălalt canal. Când am renovat casa, eram atât de agitată și atât de stresată și atât de așa, că eu n-am văzut că sunt mai multe stinghii din astea, nu știu cum se numesc, colțare, habar n-am cum se numesc, nu penile astea. N-am văzut că sunt mai multe din astea și le-am luat pe cele mai subțiri și cele mai proaste care au fost, pentru că erau într-un capăt de raion și de aia le-am luat pe alea și le-am pus așa și de când le-am pus le-am urât, pentru că sunt mici și surâte, arată rău. Și în loc să ajute camera, mai rău îi fac, știți? Și așa că am decis că de data asta, zugrăvind, să schimb și nenorocirile alea, pentru că le urăsc. V-am zis, le-am urât din prima clipă în care le-am văzut. Bun, schimbăm o dată nenorocirile și le-am luat pe astea, și care mi se par foarte drăguțe și mult mai elegante. Și inițial îmi doream ceva cu care să arate... Ok. Inițial îmi doream ceva care să arate ca și cum ar fi, nu știu, două din astea suprapuse. Nu știu, cred că ați văzut pe la americani. Problema este de praf, că la mine se pune foarte, foarte mult praf. Și orice are spațiu drept sau colț sau unghi la 90 de grade atrage praful. Și atunci am mers pe versiunea asta, nu știu cât de bine vedeți, se vede la voi acolo, am mers pe versiunea asta care, da, are dungile astea aici, dar nu sunt atât de puternice și oricum pot fi aspirate mai ușor și șterse în caz că este nevoie. Știți? Așa. Bun. Deci odată o să fie schimbarea asta și o să fie o schimbare de efect, o să vedeți că mai ales contrastând cu peretele care va fi colorat și o să fie o mega culoare, deci culmea ironiei este că eu am ales culoarea uitându-mă la ea și am ajuns acasă, am făcut o poză la paletar și am ajuns acasă și mă uit la numele culorii și am văzut cum se numește culoare. It's match made in heaven, adică nici că se putea mai bine, este... Așa, astăzi ce facem? În primul rând o să scoatem tot de aici, o să scoatem cărți, tot. Singurul lucru care rămâne este biroul, pentru că nu am un să-l mai văr și pe ăsta și oricum o să mă mai folosesc de el pe aici pe acolo, să-l, probabil să mă cațăr pe sus, mi-e mai ușor că e mai stabil. Așa, scoatem tot. Ce nu scot, biroul și caloriferele. Caloriferele le voi scoate mâine, cel mai probabil, dacă voi zugrăvi. Și vom începe să retușăm. Că sunt mici crăpături, mai sunt zone unde am mai dat eu găuri. Un lucru la care nu sunt bună niciodată este să dau găuri. Dacă trebuie să agăț un tablou sau ceva, este dezastru. În loc de o gaură dau 6. Și nici aia ar putea să nu fie, nici aia finală să nu fie cea mai bună. Și mai am niște găuri de acoperit pe acolo și mai am câteva chestii așa de retușat și rezolvat. Ideea este că ne apucăm de cheltreabă și o să transformăm camera asta. Oricum, bănuiesc că după renovare nu v-ați fi așteptat să dureze toată viața așa, pentru că nu sunt genul, adică eu trebuie să dau un refresh, trebuie să... Oricum, pereții necesită zugrăvire, adică se simte nevoia de un refresh așa, dar nu sunt genul de om care să fac casa să rămână într-un fel și așa să o vezi și peste 80 de ani, adică exact la fel și să nu mai miști de acolo și să nu se mai mute, să știi totul. Nu, nu, v-am spus, eu, bunica mea și cu mătușii mea, sora mamei mele, deci noi trei avem problema asta și cred că una din fetele
Mătușii mele la fel. Cred că una din ea, nu știu exact. Știu că și băiatul ei are ceva treabă, dar el s-a dus pe zona de construcții, că n-ai bărbat. Așa că, da. Și apropo de treaba asta, am găsit pe Instagram sau pe TikTok, nici nu știu dacă am salvat filmulețul ăla, vi-l pun în descriere. Este un filmuleț cu o actriță, nici nu știu, parcă e actriță sau nu știu. Este o tipă care povestește cum a văzut-o într-o zi pe maică sa că lua o cheie și rezolva nu știu ce la mașină. Și ea s-a dus la maică sa și a întrebat-o, zice, mamă, dar cum e să înveți toate lucrurile astea? De unde ai învățat tu toate lucrurile astea? Sau ceva de genul ăsta, la care maică s-a uitat la ea și a zis, nu știu ce vrei să zici, dar să știi că nimic în viața asta nu este figureoutable, adică nu există cuvântul ăsta nici în engleză, dar ce a vrut maică s-a să spună că nimic nu este de nedeslușit sau de nedescoperit sau de... Adică nu sunt lucruri pe care dacă îți pui mintea, n-ai putea să le faci. Că iarăși primesc întrebările, dar de ce faci tu? Și de ce nu aștepți pe cineva? Sau de ce nu pui pe cineva? Unu, îmi place să le fac. Pentru mine e o chestie de plăcere, în primul rând. Adică îmi place. În multe contexte am eu tendința să par Barbie Girl și am tendința să par așa că sunt fragilă, dar nu sunt deloc. Și îmi place să fac treaba asta. Adică simt că mă implic și pentru mine este cu atât mai frumos și mai bine și arată mai bine cu cât reușesc să fac lucrurile astea și să le fac cu mâna mea. În al doilea rând, nu întotdeauna ai șansa de a aștepta după cineva, după cum îi se ridică cheful pentru a face lucrurile ăla pentru tine. V-am mai povestit eu că în momentul în care depinzi de alții, tot timpul lucrurile vin la pachet cu condiții, vin cu strâmbături, cu mofturi, cu alea, și așa că mai bine ți-a pus și le faci tu, atât și acum poți și atât cât poți. Îmi ies întotdeauna lucrurile pe care le fac? Nu, Doamne ferește! Iarăși trece un camion. Nu înțeleg ce se întâmplă, ca paranteză, nu înțeleg ce Dumnezeu se întâmplă de câteva săptămâni bune. Trec înfiorător de multe basculante, în mod special, nu camioane, basculante pe strada asta și este limitare de tonaj. Dar... Și este enervant. Eu având casa aproape de drum, mă deranjează, vă dați seama, că întrepidează toată casa. Că de-aia trebuie să repar niște crăpături pe aici. Da, dar revenind la poveste. Da, mi-a plăcut foarte mult speech-ul ăla pentru că nimic pe lumea asta, dacă îți pui mintea și ca femeie, nu este figureoutable, adică nimic nu e de nerealizat. Bine, acum nu vorbim de a fi neurochirurg, de a fi, nu știu, a face experimente și chestii de genul ăsta, dar dacă îți pui mintea cu lucrurile din casă, cu lucrurile tale, cu așa, nimic nu este de nerealizat. Stați așa că a venit un negru. Stați că l-am luat pe negru în brațe și m-a murdărit și a trebuit să mă schimb. Dar revenind la ce ziceam, nimic pe lumea asta nu este de nerezolvat în ceea ce privește împrejurimile tale, adică și n-ai putea să le faci tu. Eu am crescut printre femei singure care au trebuit să se descurce, adică nu prea au avut ajutor și în general nu aveau la cine să ceară ajutor. Spre exemplu, bunica mea. Erau foarte puțini bărbați cărora putea să le ceară ajutor, pentru că nu prea erau pe acolo. Iar mama era genul de om care nu cerea ajutor. Da, apropo de mama, nu știu, până să vină valul ăsta de frig, până acum, între toamnă și iarnă, acum la un moment dat, a văzut-o un bărbat de acolo de la ea că tăia lemne la joagăr. Joagărul este un fierăstrău mai mare. Dacă nu știți ce e joagărul sau nu știți ce e fierăstrău, căutați pe net că n-avem timp să stau să explic. Ideea este că am văzut-o pe mama tăind lemne, mama la 70 de ani, tăind lemne cu joagărul. Și o întrebă, zice, da, nu vreți o drujbă? Că vă aduc o drujbă. Și mama zice, păi am. Zice, da, totuși, nu vreți să vă ajut? Nu, că eu trebuie să fac sport. Da? Mama este genul de om, genul ăla de om. Și ea niciodată n-a cerut ajutor de la mine nimeni. Decât în cine știe ce condiții, foarte rar, dar în general n-a cerut ajutor de la nimeni și n-am văzut-o cerând ajutor de la nimeni și nici asta nu este bine, adică să cazi în extrema aia.
Dar ideea este că am crescut cu femei care au trebuit să se descurce singure și care au văzut că, bă, se pot face. Iar chestia asta cu zugrăvitul era o constantă la noi. Adică cum, adică să chem pe cineva să vină? Dar ce, să eu nu pot să fac? Adică n-am mâini, ce, nu mă duce capul să fac chestia asta? E o chestie simplă și chiar este o chestie simplă, știi? Și de-aia pe mine, nu știu, atitudinea aia de mimoză, de vai, nu, dar aia să facă bărbatul, dar eu nu mă ating. Știți, pe mine atitudinele astea de mimoză nu mă încântă și nu mă... L-am zis, repet, din perspectiva de femeie, când ai posibilitatea și ai un bărbat capabil și ai pe cineva care are timp, că poate n-are timp bărbatul și de-aia trebuie să faci tu, ok, faci tu, dar când ai un bărbat capabil, lasă-l mamă pe el, știți? În cazul meu, e în rate. Na, l-am luat în rate, ce să-i fac? Asta este. Și chiar aveam o discuție de dimineață cu el, că zicea că tu trebuie să iasă perfect. El e cu perfecțiune, el e ăla cu perfecțiune. Eu sunt aia cu... Hai să fie făcut. Pentru că eu, pentru mine, detaliile de la un metru jumate deja să pierd, nu le mai văd. Decât cine știe ce, contrastele sunt importante la mine. Și proporțiile și, mă rog, alte... Eu cumva, la mine perfecțiunea se definește în alte... în alți termeni decât la el. Sunt mai... Ați văzut că nu sunt cea mai atentă și nu sunt cea mai... Cum zice el? Cea mai... Folosește ceva cu amănunt. Nu fac lucrurile... Nu sunt... Da, nu. Mai nu știu, folosește un termen. Nu-mi vine acum. În fine. Așa. El este ăla cu perfecțiunea. Deci el este Dumnezeu perfecțiunii. De el tot trebuie să fie perfect, nemțesc făcut, să nu ieși din linii, să nu știu ce. Adică lui, dacă... Cred că și când era mic, dacă îi dădeai o carte de colorat, nu erau pe vremea lui, dar dacă îi dădeai pe vremea lui o carte de colorat, el n-ar fi ieșit peste linia aia de... Nu. Așa. Eu nu sunt chiar așa. Adică la mine lucrurile trebuie să se întâmple și să se întâmple odată mai repede, că dacă stăm după el, se întâmplă peste 10 ani. Și nu parcă n-am atâția ani de pierdut doar pentru un singur lucru. Da, și asta îmi zicea de dimineață cu atât trebuie să fie perfect, totul trebuie să fie aranjat, totul trebuie să fie la detaliu, la milimetru, trebuie să ai lasă-le că le facem. Taci! Așa, și mai ales când nu se pricepe, este o formă de eschivare în cazul lui, când nu se pricepe la ceva, stă, se uită, se gândește, se caută și măsoară de 50 de ori, se întoarce pe gen, amână să facă lucrurile. Ori mie, dacă mi-e frică de să fac un lucru, stau ce stau pe gânduri, după care îl fac și chiar dacă nu-mi iese, măcar am încercat, știți? Adică sunt împăcată că am încercat. Dar ne apucăm de transformări. Facem transformări astăzi și v-am zis, o să începem prin a scoate chestii de aici și prin a face lucruri. O să filmez cât de mult se poate și după aceea, pentru a vedea cum progresează lucrurile, o să trebuiască să veniți și la celelalte vloguri, că v-am zis, nu o să se termine azi totul aici. Bun. În primul și în primul rând, o să dispară alea de acolo, o să fie înlocuite cel mai probabil de un singur tablou mai mare. Singurele care vor rămâne vor fi astea, tablourile de aici, de pe perete, alea nouă, cu actorii, dar nu știu dacă am să-i mai las pe ei sau să pun alte fotografii, o să vedem. O să încerc prima dată cu ei să vedem cum se văd. Am și aici o idee în ceea ce îi privește. După care, ce mai avem? Draperiile se schimbă. Apropo, anul trecut sau când, cred că se fac și chiar 2 ani, am zis gata. Știți că draperiile mele, pe care le urăsc pentru că sunt constant șifonate și sunt urâte și nu pot să le calc. Am încercat să le calc și am zis că le schimb și nu le-am schimbat tocmai pentru că voiam să fac treaba asta, să zugrăvesc, să schimb culoarea și să adaptez și draperiile la culoare. Dar that's a story for another time. Așa. Și ce mai am? Și mai avea niște poze de făcut. Astăzi este o zi foarte frumoasă, o să fie foarte cald. Ieri a fost foarte cald, am fost la magazin, am luat the supplies needed, pentru că eu îmi comandasem lavabila prin curier, dar n-a venit, ce credeți? Nu au îndrăznit să mi-o livreze și într-un fel a fost mai bine că m-am dus eu, că am luat și astea și am luat mai multe chestii. Și ce mai e de fă... Da. Și a fost tare, tare frumos ieri.
Și astăzi o să fie la fel. De fapt, tot restul săptămânii o să fie foarte, foarte cald, ceea ce este mirific. Așa că e un timp numai bun să ne apucăm de treabă. Bun. Acum, mă duc să văd dacă a terminat odiosul ăla negru de mâncat. Să șterg pe lave și să șterg după el, în primul rând. Și... trebuie să mă duc și la vecina mea pentru ceva. Și după aceea ne apucăm de treabă. Rudiță, ce faci, mama, pe acolo? Well, hello! Ce faceți? V-am mai amintit de această minunăție? De această plapumă? Am fost până la vecina mea și am luat-o repede pe mine cât am trecut strada. Și am stat ceva la ea și când m-am întors, mi-a atunat mie ceva ce oricum aveam de gând să fac. Dar am zis să testez teoria asta, și anume. Și ăsta este un pro-tip pe care l-am învățat de-a lungul vremii, tot zugrăvind și tot făcând chestii pe aici. L-am învățat că, bă, e bine să faci treaba asta. Când vă cumpărați, fie că vă cumpărați voi o culoare gata făcută, fie că vă faceți voi culoare acasă, că se poate și varianta asta, faceți un swatch, faceți undeva pe perete, într-o zonă unde bate lumina din toate pozițiile, faceți o mostră, un swatch, efectiv ca la rujuri, da? Ca să vedeți cum se usucă vopseaua aia, cum arată în lumină și dacă se poate în mai multe faze ale zilei și ca să... Șoarece, alertă de șoarece. Iarăși, 3 minute ieși din casă. Hristoase, Dumnezeule mare, ține-l acolo, nu mi-l aduce aici. Să mă urc cu șoareci ei, cu tot. Bun. Revenit. Ziceam. Faceți un swatch din vopseaua voastră într-o zonă unde bate lumina din toate părțile zilei, unde se vede în toate fazele zilei, astfel încât să vedeți cum se vede și ca să fiți siguri că vă place. Asta am vrut și eu. Am luat culoare, mi-am ales-o, o să vă las o poză aici din paletar pe care am făcut-o și o să încercuiesc ca să vedeți ce vreau. Și acum să vedeți ce mi-a ieșit pe perete, că mi s-a făcut rău. Când am văzut ce este pe perete, mi s-a făcut rău. N-are nicio treabă cu ce am comandat eu. Și femeia mea, doamna de acolo, de la care mi-a amestecat culoarea, mi-a luat-o, adică am văzut că aia a făcut-o, doar că... Socoteala de acasă nu se potrivește cu adă în târg. Partea proastă este că voi nu vedeți culoarea la adevăratul ei potențial, pentru că pe cameră se vede cum mi-aș dori eu să fie culoare. Da, este albastru. Nu am uitat să vă zic. Da. Așa. Problema este că în lumină naturală, în realitate, nu pe cameră, se vede turcoaz. Deci este cumva, cum e geaca mea, o nuanță ceva mai închisă și mai verzui, așa. Nu ce vedeți voi pe cameră. Ce vedeți voi pe cameră este distorsionat de cameră și se vede aproape cum mi-aș dori. Ce-mi doresc eu de la viața asta este ceva de genul ăsta, nuanța asta închisă. Asta îmi doresc, ce vedeți voi pe cameră. În realitate, nici asta nu se vede bine. Arată rău. Partea bună este că o să o rezolv din pigmenți. O să o rezolv și o să o îndrept eu din pigment. Cred că îi mai trebuia niște negru, din ce o văd eu, și mai trebuia un pic de roșu sau ceva. Nu, arată... Deci, ceva în stilul ăsta trebuie să iasă. Da, ceva așa foarte închis. Deci, dar este un albastru atât de electric și atât de turcoaz și atât de, nu știu, e o chestie atât de intensă în lumină naturală, încât îmi arde retina. Dacă ar fi, decât să-mi fac culoarea asta, mai bine fac alb. Mai bine rămân pe alb. Deci nu se poate. Pe cameră, repet, se vede bine. Deci dacă ar ieși măcar ce e pe cameră, tot ar fi bine. Uite, asta aici așa pe cameră se vede super bine și arată super bine. Dar nu, în realitate este mult mai verzuie și mai deschisă. Nu. Am încercat să fac poze că de test și nu. E rău. E un albastru rău. Nu merge. Nu asta îmi doresc. Partea bună este că noi fi eu specialistă în multe lucruri pe lumea asta și poate nu reușesc să fac eu multe lucruri bine în viața asta, dar cel puțin la culori mă pricep și la amesteca culori mă pricep și la combina culori mă pricep și o să o aduc în stadiu în care vreau eu de culoare, o să o fac cum vreau eu, dar nu, chestia aia nu, arată rău. Până una alta,
supraviețuim așa. Oricum nu avem de gând să fac astăzi, dar m-am gândit să fac swatch-urile astea de culoare și eu așa le fac dezordonate ca să văd diferitele, să văd în diferite straturi cum arată swatch-urile și o las să se usuce bine, o las până mâine să văd cum se oxidează, pentru că și lavabila se oxidează, lavabila corolilor arată, să văd cum se oxidează, cum se transformă. Țin minte că prima dată după ce am renovat aici în dormitor am făcut un gri care mi s-a transformat în verde pentru că avea o bază de verde și nu mi-a plăcut deloc și de aia zic, se oxidează în timp și se usucă și de aia e bine să faceți un swatch din ăsta, îl puneți, lăsați așa măcar 24 de ore ca să vedeți cum se usucă și cum arată în diferitele faze ale luminii, să fiți sigur că vă place treaba asta, pentru că nu facem în fiecare zi, adică cel puțin eu care sunt nebunită după așa ceva, nu mă apuc să zugrăvesc în fiecare zi, dar ce mă pot apuca este să scot tot din cameră, că n-am scos tot, și luați de priviți pentru ultima dată această cameră în această variantă. Da? Le spunem și lor pa-pa și cam asta este. Un ultim tur, ca să zic așa, al camerei ăsteia în varianta asta și o să revenim cu o culoare de Doamne ajută, decentă, care să arate a culoare, nu dezastrul ăsta că e rău. Nu, nu, nu. Asta este ceva rău, nu ne place. Albastru ăla e... Nu știu, poate altora ar fi, le place și se potrivește, dar nu este ce vreau eu și nu se potrivește cu ce vreau eu. Da, eu vreau un albastru închis, un royal blue de la închis, închis. Asta e royal blue mari. Nu, asta e orice altceva, dar nu e royal blue. Thank you.
Bună de dimineața! Dintr-o cameră foarte plină de ecou, îmi termin cafeluța. Am editat în dimineața asta și mi-am pregătit clipul. Acolo am pus o folie pe ușă sau, mă rog, pe trecerea dintre camere ca să nu intre tot praful, pentru că ieri, după ce am acoperit găuri pe care am văzut că am ratat una totuși. Am una ratată, parcă. Sau, nu e găură. Atât de bine văd, da? Ca, în caz că se mai întreba cineva. Am acoperit găurile cu ipsos și asta a fost intenția mea pentru ieri, să le acopăr ieri ca să las să se usuce bine ipsosul înainte de a da cu lavabilă peste. Și am început să dau cu șmirgelul pe perete, pentru că în special peretele ăsta care a fost mov, dacă vă amintiți la un moment dat, avea niște chestii, niște adâncituri, niște chestii și am dat așa, am curățat, am finisat și este praf pe el și de-aia am pus aia acolo ca să nu se ducă chiar tot praful dincolo. Și partea bună este că aseară am primit pigmenți, n-am mai fost eu la magazin, am primit pigmenți albastru și negru și ne vom apuca și vom face culoarea. Asta este culoarea și încercăm să o aducem la un standard. Dăm mai de Doamne ajută! Ce mai trebuie să fac astăzi? De fapt, ce trebuie să fac astăzi? Trebuie să fac totul, Doamne, nu știu unde mi-e creierul. Așa, am primit și pensulă mică, pentru că uitasem să cumpăr și din asta și îmi trebuie pentru marginile. Deci, care e planul de atac pe ziua de astăzi? Începem așa, prin a pune marginile sus. Am încercat să le scot pe astea vechi, nu, sunt atât de lipite că nu. O să le pun peste, pentru că oricum sunt mici, intră la fix sub astea mari. Combinație. Deci punem colțurile alea sus. Habar n-am cum să numesc, nu contează, chiar n-are importanță. O să le pun pe alea, după care dăm cu amorsă, lăsăm amorsa să se usuce bine în jur de vreo oră și ceva, după care venim cu tavanul, două straturi, după care pereții și Doamne ajută ce-o mai fi mai departe, poate reușesc să fac și niște curățenie, ca de dimineață când m-am trezit și am văzut ce e în dormitor, pentru că bineînțeles tot ce a fost aici a trecut în dormitor și nu numai, holul de la baie și restul, mă luase așa, cu amețeală. Hai să facem culoarea, să vedem ce se întâmplă cu culoarea noastră astăzi. Și dacă reușim să salvăm situațiunea. Again, mă enervează atât de tare că pe cameră se vede minunat. Se vede exact cum aș vrea să fie. Deci cam asta ar fi culoarea pe care o și vreau eu să o văd. Pe care vreau să o văd eu pe... Ce gramatică am, Dumnezeule. V-am zis, nu mi s-a trezit creierul. Deci... Reluând, cam asta ar fi culoarea pe care aș vrea să o văd eu pe perete. Asta pe care o vedeți voi pe cameră, pe care o văd și eu pe cameră și care nu este așa în realitate. Hai să punem tripodul aici așa. Punem tripodul aici așa. Astăzi trebuie să dau și perdelele jos. Nu le-am dat ieri pentru că l-am pus acolo ca să stați mai ușor. E bine că m-am umplut și de praf pe tricou. Ce ziceam? Că n-am dat draperiile și perdelele jos pentru că vecini și indiscreție și toate cele, dar astăzi le dăm jos și le spălăm și pe alea, în caz că n-avem destul de făcut. Stați să... o să amestec cu asta. Și facem și fac această operațiune cu culoarea acum de dimineață pentru că uitați ce culoare superbă! Asta vreau! Poți să-mi dai și mie asta, să transform asta în asta? Hai să vedem. Asta este un pigment cu care n-am mai lucrat, nu știu cât este de concentrat, așa că voi adăuga puțin câte puțin. Aici instrucțiunile îmi spun mie niște chestii pe el. Îmi dau niște indicii, dar nu prea mă iau eu după instrucțiuni. Și începem cu albastru și după aia dacă... Ia uitați, se deschide pe măsură ce amestec. Nici măcar nu i-am amestecat ca lumea. Jesus Christ. Nici măcar nu i-am amestecat culoare ca lumea. Pe măsură ce adaug, mai pun și negru ca să-l închid. Da, nici măcar nu este
culoare amestecată și vreau să fac operațiunea asta prima dată. Îmi trebuia un ceva mai lung, ei. Pentru că vreau să dau pe perete, să văd cum se vede efectiv pe perete. Așa. În cel mai rău caz o să fie prea închis. Atunci pot să mai adaug alb. Deci nu-i problemă. Da, și trebuia amestecat foarte mult. Culoarea în sine e foarte densă și cred că o să-i trebuiască un pic de apă ca să se... It looks bad before it looks good. Ok? Don't worry. Când pictez, ți se întâmplă chestia asta constant. Ia să vedem. A făcut ceva? N-a făcut nimic. Absolutamente nada a făcut. Și am încercat să găsesc un albastru care nu are bază de verde, pentru că în culorile acrilice există și albastru cu bază de verde și exact albastru cu bază de verde am găsit. Da. Ideea este să nu luați albastru cu bază de verde, că se face turcoaz pe perete. Pentru unii, cred că pare scârbos să stai să te murdărești cu vopsea, să nu știu ce, dar mie îmi place. Eu sunt exact ca un copil din ăla mic, care se joacă în noroi și care e fericit. Deci exact așa mă simt și îmi place. Adică nu vă imaginați că mie mi se pare grețoasă chestia asta, din contră. Aș face-o de 1000 de ori mai repede decât să fac alte chestii. Așa că dacă aveți nevoie să vă zugrălească cineva în apartament, chemați-mă că eu mă murdăresc fericită. Punem o țăr de negru că... Nu-mi place nuanța la care am ajuns. Și dacă vă uitați pe marginea găleții, se vede că a fost pus negru ca să ajungem la culoarea asta. Așa că nu este nimic tragic. Nu e fac nimic din ce nu s-a făcut deja. Poate doar sunt mai messy. Știți care e problema? Că și negru în pigmenți. Poate să aibă la bază niște culori din astea dubioase. Și asta e periculos când combin culorile și nu știi. Pentru Royal Glow ăla, cred că mi-ar fi trebuit un pic de roșu. Nu știu cum vedeți voi situația pe cameră, dar negru a făcut o diferență mai mult, mai mare decât toată sticla asta de albastru. Hai să vedem ce am făcut până aici. Dau pe perete, mâzgălesc puțin peretele, vedem ce am făcut până în punctul ăsta. Și... vedem ce iese. Oh! Mai închis, dar tot turcoaz. Mai închis, dar tot turcoaz. Încerc să ajung pe fundul găleții ca să iau toată vopseaua deschisă. De-aia trebuie să testați culoarea pe perete. Partea proastă este că în România nu se dau swatch-uri, nu se dau cantități mici, că am fost și am întrebat, că aș fi luat o cantitate mică, nu știu, 100-200 de mililitri, 500 maxim de mililitri de vopsea, testam pe perete și îmi făceam o idee. Nu poți cumpăra mai puțin de 2 litri jumătate. Ori 2 litri jumătate înseamnă să-mi dau deja toată camera și asta se întâmplă. Pentru că la noi nu poți cumpăra swatch-uri, nu există swatch-uri și este enervant, iar ce vezi pe net și în paletar, aparent, este cu totul altfel. Și te apucă toate alea când te gândești. Și... Da, mami! Las că mă strigă Jimmy. Păi nu putea el să nu mă deranjeze, e fix când am treabă. Cred că am ajuns la un numitor comun. Cred că am ajuns într-un punct bun. Așa a fost
După ce am pus prima tură de negru și toată sticla de albastru și aici am mai pus negru și am mai găsit și puțin, puțin roșu. Din păcate n-am mai mult roșu, că l-aș fi intensificat mai mult. Dar cred că e bine. Cred că așa e mai bine. So, dăm drumul la treabă și vedem după ce, cum iese. Ceea ce urmează să fac, n-am mai făcut niciodată. So, e o premieră și pentru mine și vine să întărească ideea că înveți din mers și că știți treaba cu figura autobă de care vă spuneam eu mai devreme în vlog. Și o să încerc să pun asta și o să încep cu colțul ăla unde este coloana aia, care de fapt este un coș, un form, pentru că aia mi se pare partea cea mai grea. Să reușesc să fac unghiurile la 45 de grade și să-mi iasă și să nu dau greș. Și mi-a trebuit și o ruletă. Care ruletă este undeva. N-am pus aici. Stați să găsesc ruleta. Am găsit ruleta. De principiu, ce vreau să fac este să copiez ce s-a întâmplat aici. Dacă îi reuși și dacă îmi dau seama. Să vedem. Ar mai trebui să și văd pe deasupra. Și avem... Bă! Bă! Mă sperii! 27 până aici. Lovebugs, ce faceți? Sunteți bine? Reluăm acest vlog pe care l-am lăsat vraiște în ultimul clip pe care l-ați văzut, pentru că mă panicase, pentru că s-a instalat panica și, după cum știți, m-am apucat de renovat sau rezugrăvit biroul. Lucru care s-a întâmplat până la urma urmei, dar a fost cu cântec mare de tot. Dar trebuie să zic că în sfârșit am terminat și astăzi sunt pe modulul de resetare, pentru că toată casa mea, nu doar biroul, a fost dată peste cap. Nu știu de ce m-a surprins treaba asta, pentru că mă așteptam să se întâmple așa ceva. Când m-am apucat de renovare, n-am dus și eu lucrurile în partea ailaltă, unde e zona de depozitare a casei mele, efectiv, știți? Le-am înșirat pe aici, că am zis că ce, eu termin în 2 zile, dar ce eu care sunt maestră, eu termin în 2 zile. Numai bine că mi-a luat o săptămână, mâine se face o săptămână de când am fost să iau lavabila și toate celelalte materiale de care aveam nevoie. Și numai bine că mi-a luat o săptămână și am intrat în panică și m-am chinuit și am trebuit să chem ajutoare, vă dați seama că n-am reușit să termin tot, dar ideea este că până la urmă s-a încheiat cu bine și acum sunt în modulul de adunat și făcut curățenie, pentru că a fost dezastru. Deci s-a dezlănțuit jihadul la mine aici. La un moment dat ieri nu mai aveam pe unde să calc, deci cred că trebuia să încep să merg pe tavan, să învăț să merg pe tavan, că toate erau în picioarele mele. Dar acum începem ușor, ușor și le evacuăm și le scoatem și facem ordine, ceea ce este extrem de neplăcut și de enervat, dar se face până la urma urmei. Hai să vă arăt ce a ieșit până la urmă și să vă povestesc, că e cu poveste, că n-am mai filmat, că mi-eram panicată. Așa, sunteți pregătiți? Suntem în ceea ce se numește noul meu birou.
Yes, și aceasta este culoarea care arată mai albastru, iarăși am aceeași problemă ca atunci când am făcut swatch-urile, arată ceva mai albastru marin, așa, albastru royal, decât în realitate este o culoare de cerneală, un albastru cobalt, de fapt. Pentru cine știe diferențele, acolo în zona aia nu știu ce se întâmplă, mă rog, e o zonă de dispută, încă ne disputăm, așa, s-ar putea să trebuiască să o reparăm, o să o reparăm, nu-i problemă, dar cert este că cam așa este culoarea mea din birou, cam așa arată, zona aia de sus de la plintă trebuie reparată, rezolvată, că am mânjit-o, bineînțeles, când am făcut pereții, dar asta este culoarea și aici vor veni rafturile cu cărți, pentru că ne transformăm în bibliotecă biroul și aici o să fie un corner din ăsta de citit, o să vedeți voi, o să fie ceva foarte fain. Oglinda o să rămână de principiu așa pentru moment, pentru că ea inițial era pusă la jumătatea acelui perete, era fix pe jumătate pusă, cam centrat-o pe peretele ăla, doar că venind în partea asta, venind rafturile de cărți, s-ar putea să mă încurce și atunci aștept să pun rafturile și să vedem dacă intră aici, pe zona asta cum am pus-o, dar trebuie să văd asta în momentul în care vor veni rafturile. Și acolo este biroul care și-a pierdut partea de tapetul ăla cu marmură, partea aia de marmură, știți? Și nu știu dacă să-l las alb sau să rămână așa. Și, mă rog, deocamdată draperiile mele șifonate din totdeauna, pe care le vom înlocui și pe ele. Ideea este că îmi place foarte tare contrastul dintre albastru ăsta. Uite, acolo se vede culoarea reală, acum, în filmare. Deci în zona asta se vede așa culoarea reală. E mai un albastru cobalt, nu e ca aici, în oglindă, unde se vede de albastru... albastru marin, v-am zis, un albastru royal închis, așa, astea le vom schimba și pe ele și le vom adapta, le vom da un refresh. Așa, o să trebuiască să-mi iau un scaun nou pentru birou, pentru că ce am în momentul de față nu prea mai merge, nu mai e ok. Plinta aia trebuie să o pun jos acolo, că n-am pus-o încă, trebuie să o curăț și să o pun, mai trebuie să aspir încă o dată și să șterg încă o dată pe jos, că încă a rămas foarte, foarte mult praf pe parchet, dar it's nice, iar aici avem peretele cu tablourile care au rămas la fel și îmi place cum se văd, parcă se văd mai bine acum, nu știu, parcă arată, nu știu, arată și ele a tablourilor. Se pot distinge, parcă se văd mai bine. Inițial mă gândeam să fac ramele, să le fac aurii sau o nuanță de cupru, cam nuanța aia cum este la galerie. Spuneți-mi voi dacă să le fac cupru sau nu, într-o nuanță așa mai roșiatică de cupru sau să le las albe. Îmi plac și albe, nu zic nu, dar parcă ar arăta bine și ar mai încălzi atmosfera. Și am o să povestim, dacă tot m-am pus aici. Îmi place foarte tare contrastul ăsta și era un contrast de care chiar aveam nevoie, simțeam nevoia de un pic de culoare și ceva mai vibrant aici. Și îmi place contrastul ăsta și este foarte, nu știu, liniștitor pentru mine, s-ar putea ca pentru mulți să nu. Când este întuneric afară, pare negru, da, par negri pereții, ceea ce, mă rog, o să aduc și o să pun niște din astea, cum le zice, lămpi, din astea, mood light, așa. Dar ideea este că a ieșit foarte bine, îmi place cum a ieșit. Doar că m-a chinuit. În primul rând m-a chinuit plinta când am apucat. Cred că acolo am vorbit ultima dată cu voi când m-am apucat de plintă. Și a fost înfiorător. Mi-a luat aproape o zi întreagă să pun plinta aia sus pentru că m-a chinuit foarte, foarte tare. Nu mă așteptam să meargă atât de greu. Nu mă așteptam să fie atât de greu cu ea. Repet pe ideea că n-am mai făcut niciodată treaba asta. Și geometria pe care am învățat-o eu la școală se pare că nu se aplică în spațiu. Deși am învățat geometrie și culmea, geometria în spațiu mi-a plăcut, dar nu se aplică. La mine nu s-a aplicat. Și atunci a trebuit să mă chinui și după aia a venit epopeea cu vopseaua. Epopeea cu vopseaua, care vopsea n-a vrut să prindă, care vopsea a trebuit dată în 4 straturi ca să ajungem la intensitatea asta și să ajungem la culoarea efectiv de care aveam eu nevoie. După toată povestea cu culoarea care nu s-a potrivit și care n-a ieșit și care nu era cum îmi doream eu,
După aia mai trebuie să dau și 4 straturi de vopsea ca să iasă și mi-am adus aminte cât de greu se acoperă albul sau culorile deschise cu culori închise. Se acoperă câteodată mai greu, cel puțin pe pereți, se acoperă mai greu decât culoarea închisă cu culoare deschisă. Deci când pui o culoare deschisă. Acum dacă ar fi să dau cu alb, cred că cu 2 straturi, dacă e vopseaua bună, termin, rezolv, acopăr tot. Da. Pebbles a jurat că până în octombrie, și a pus ea un termen, că până în octombrie și-am făcut pariu că nu o să schimb culoarea asta, că a zis, nu, sigur te plictisești, că e prea puternică culoare, te plictisești de ea și sigur nu o să, n-o să-ți placă, dar eu am zis că nu. Eu am jurat, eu am zis că hai să vedem. Eu am pus pariu că nu mă plictisesc până în octombrie și că o ține. Pentru moment o să funcționăm pe decorul care exista, că de-aia am pus și draperiile și toate cele, dar în timp vom schimba decorul și o să vedeți că schimbăm decorul pe aici, pentru că v-am zis, vreau să fie bibliotecă, rafturile vor fi albe și de-aia nu se va vedea atât de mult întuneric acum. Adică m-am gândit la, mi-am făcut un mood board pe Pinterest, m-am gândit eu la niște chestii și vor veni rafturile de cărți, vom schimba decorul, o să trebuiască să-mi cumpăr un alt covor aici, că ăla mov nu mai merge. Deocamdată o să-l pun tot pe ăla, dar o să se schimbe vibe-ul aici și mi se pare că are un vibe ceva mai elegant, mai sofisticat, nu știu, ceva mai deosebit decât albul ăla clasic. Steril, așa, care a funcționat și ăla și a fost ok și a avut perioada lui și a avut momentul lui de glorie și nu e nicio problemă, dar mi s-a părut necesar un pic de evoluție și tot în sfera de... Și tot pe sfera de evoluție m-am și tuns ieri, după ce... Așa că mi-am făcut baie, că tot vă ziceam că mă tuns și de data asta am folosit tehnica aia cu butterfly pe care am văzut-o pe TikTok și care era popularizată pe TikTok și care funcționa foarte bine. Mi-am făcut niște layere super scurte în față, aproape că pot să zic că am breton. A funcționat super ok și funcționează tehnica aia butterfly foarte, foarte ok. Atâta doar că, da, l-am tăiat destul de mult, l-am tăiat cam atâta din păr. Da, aveam nevoie, simțeam nevoie să tai și din el și astăzi trebuie să-mi fac și manicura dacă apuc diseară, pentru că sunt albastră. Am albastru printre unghii și prin unghii, peste tot sunt albastră. Cred că am albastru la ora asta și în plombele de la măsele, dacă stau să-mi scot măselele și să ne uităm sub plombele mele. Și acolo găsim albastru, deci nu vreți să știți că a fost un chin, realmente a fost un chin. Nu mă așteptam, că dacă știam, poate eram mai prevăzătoare. A trebuit să chem ajutoare, să chem întăriri și cel puțin pentru detalii, pentru partea de sus, a trebuit să chem întăriri și a venit, am primit ajutor, slavă cerului, și acum... Rămâne partea de curățat și de aranjat și de făcut ordine. Din fericire, acum este soare. Mă gândesc că aș face ceva să mănânc, că mi-e foame, că până la ora asta ce am făcut? Am făcut ordine atât, am debarasat chestii și am făcut ordine și mai trebuie să aspir, cum ziceam aici încă o dată, și să pun plintele și să fac așa. După care aș face ceva de mâncare și nu știu ce anume și dacă... Ce să fac? Mai am și florile astea de la Valentine's Day care încă rezistă eroic, apropo. Sunt... Dar mai aveți mai apă sau? Da. Ah. Și cum ziceam, o să se schimbe mood-ul aici foarte tare, dar îmi place, mă simt bine cu zona asta. De restul casei nu o să o fac așa închisă la culoare, nu, că deci am nevoie și de multă lumină. Este drept că e un pic cam mică camera asta pentru culoarea asta, dar am zis să risc și am zis să încerc să merg pe ideea asta cu mobila albă și cu contrastele puternice și să vedem cum a ieșit și deocamdată mi se pare că a ieșit super. Let me know your thoughts. Eu v-am zis, mă apuc acum să termin aici, ca măcar să simt că am terminat ceva pe ziua de astăzi, că zilele astea tot avut senzația că nu mai ajung la capăt, mai ajung la finish și vorbim puțin mai încolo, să vedem ce fac de mâncare. Ce aveți de reproșat, domnule? Ce aveți de reproșat? Vă dor pițolușele, of, 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 doamne, doamne, mă dor puțoarele. Și tu ce faci? Și tu ce faci? Și tu ce faci, băi? A venit soarele peste voi? Da, mami! Așa, și ce s-a mai întâmplat? Aoleu, și ce-am mai făcut?
Ia mai zi-mi tu mie, ia povestește-mi, hai mai spune. Ce s-a mai întâmplat, iubitule? Aoleo, ce s-a mai întâmplat? Tocmai încercam să fiu și eu artistică și, și multitasking, să fac o grămadă de chestii. În timp ce am întors camera și mi-am pus cafeaua pe mine. Yay, me! Încă n-am depășit vârsta de 2 ani. Hello, ce faceți? Cred că este foarte puternic soarele la voi, stați așa. Hei, bună! A venit și Hepiluță! A venit și Hepiluță! Ce faci, Hepiluță? Ce faci, voi, Hepiluță, băi? Ce-a fac copii? Și un scărpiniciu, și Hepiluță, și mami. Ce faci, Hepiluță? Ce faci tu, puiule? Ce faci tu, pui? Pui, puiuț, ce faci tu? Aoleu, câtă veselie! Câtă veselie! Dar parcă ești mai blondă decât te văzusem, decât te știam. Parcă te-ai blonzit mai tare decât te știam. Te transformi în mami? În mami tău te transformi? Ah, ce căscat delicios! Tu ce vrei? Ce s-a întâmplat? Revenind, că am fost întreruptă, ziceam că am pus cafeaua pe mine. E bine că nu s-a pătat bluza. Și mi-am dat seama că în agitația mea am uitat de cafeaua pe care mi-o făcusem când am deschis camera și numai bine că zic hai să mai ies pe afară pentru că este atât de frumos. Zici că a venit primăvara, în ciuda faptului că bate vântul, iar a fost și mai cald, doar că a bătut foarte tare vântul. Și acum bate vântul, dar totuși e mai bine și da. Am o senzație de primăvară, am senzație că vine primăvara și abia aștept să ies afară și să zburd dimineață și să fiu pe aici cu maimuțoii și să mă apuc de chestii și să punem floricele și o să ne apucăm în curând, începem să lucrăm la ceea ce vor fi viitoarele mele răsaduri. Nu astăzi, că astăzi încă mai am treabă, dar de principiu, ca să știți că urmează și aspectul ăsta. Trec în continuare foarte multe mașini și din alea de tonaj mare, că-s mai nat, avem și o familie nouă de cocoși. Da, cocoșul el, cocoșul ea și cocoșul copilul. Așa, și ce? E bine, nu știu, e bine afară, îmi pace. Scărpinici, te-aș ruga foarte mult să nu sapi acolo, pentru că acolo se presupune că trebuie să crească iarba, nu să sapi tu, să faci gropi. Poți, te rog, să nu sapi? Stați să vă arăt o maimuță. Cred că nu există mâță mai fericită pe lumea asta decât ea, că a venit soarele și că poate să ia zavală, zi să se zoațe. Da, nu există mâță mai fericită, nu există mâță mai fericită. Așa. Udilă! Udi, nu săpași tu în gazon, te rog. Cu ocazia asta m-am și decis și pentru deseară o să niște spaghete, niște paste. Cred că mai am spaghete, cred, parcă, țin minte sau nu știu, ceva care să fie în familia pastelor. Oh, și ce bine e afară. O pisiță foarte, foarte obosită. Cât punem pariu că dacă o ating pe șosete, se supără. Iată că nu se supără, dar înseamnă că doarme mai profund decât mi-am imaginat. Ah, nu-i place. Gata, nu-i place. Are ceva și nu mă lasă să-i ating șosetele. Nu-i place ei să-i ating șosetele. Se mai iau de șosetele ei. Of, Doamne, cât oboseală! Bă, mă întrup pătrat aici. Cât oboseală, cât oboseală! Doamne, mami, dar nu știi cât am muncit eu asta, că zic că am fost afară și am alergat în soare și am zburdat ca un ieduț și mi se-a zbârlit codicea. De aici, acum sunt obosită, normal. Of, 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 pusa mea mică. Uite, bubuce, bubuce. Ia bubuce, ce-mi fac mie bubucile de aici, pătnuțele astea. Well, hello, ce faceți? Salutare, salutare! Ce faceți? Eu mi-am făcut o baie după ce mi-am terminat treaba, am făcut niște paste și am făcut un sos absolutamente delicios cu rămășițe. Că de obicei când fac sosuri, așa fac, fac un fel de sos boloniez, un fel de, că
că mai iar îmi sare cineva în cap că nu așa le face puf să fac pastele boloneze, da bine, bine. Un fel de sos boloneză am făcut cu ce am găsit prin frigider, cu un pic de pui, aveam niște pulpițe din alea de pui, le-am tăiat mărunt, niște cărnăcior, niște ardei, niște parmezan, da, și a ieșit o minunăție, absolutamente delicious, după care am făcut baie, m-am relaxat, m-am dat cu 6 tone de cremă ca să mă hidratez bine, să nu mai fiu un crocodil și acum vreau să-mi fac masaj cu aparatul ăsta magic cu microcurenți și dacă mai apuc să și citesc ceva și nu știu, cam atâta, nu mai fac altceva, este minunat. Asta mai doresc să văd dacă mai citesc, pentru că săptămâna asta chiar nu mi-a ars de citit. Am ascultat niște cărți audio, dar nu mi-a ars de citit, am fost foarte obosită seara. Dar sunt mega happy că am terminat în sfârșit. Morala serii este: aveți grijă de ce vă apucați și când vă apucați să aveți ajutor și perseverați. Chiar dacă nu vă iese din prima, perseverați că la un moment dat trebuie să iasă. Cam asta zic eu că e morala vlogului, nu neapărat a serii, ci a vlogului, pentru că asta am făcut eu. M-am panicat puțin că nu o să-mi iasă, că o să fie aiurea, că o să fie rău, că dar a ieșit bine și sunt foarte happy cu rezultatul final. Da, mai sunt, cum v-am zis, mai sunt mici chestii de rezolvat, așa, de pus la punct, inclusiv unghiile mele pe care nu le-am făcut, care în continuare sunt albastre, chiar și pe dedesubt. Incredibil de multă lavabilă albastră am înghițit zilele astea. Dar o să rezolvăm și chestiile alea. Sunt chestii de detaliu care se rezolvă super repede, deci nu fac probleme. După care vine partea de decor, dar asta o luăm slowly. Și după care enjoy the time, ca să zic așa. Abia aștept să ies și în grădină, cum v-am zis, pentru că deja am planuri mari, deja sunt încântată de ce o să fie anul ăsta, pentru că se vor schimba puțin lucrurile. Ați văzut că am făcut acele raised beds, se numesc în engleză, adică acele straturi înălțate așa în cutii, și anul ăsta o să le folosesc pentru prima dată și o să vedem cum ne descurcăm. Trebuie să fac rost de niște râme. Trebuie să caut niște ramela neapărat, ca să bagă în straturile respective să afâneze solul. Dar până atunci trebuie să mă apuc să fac, să îmi fac răsadurile și ușor, ușor o să ajungem și la partea de semințe și chestii și trestii și o să vedeți că o să fie tare fun, zic eu. Cred că în vlogul viitor o să vă iau cu mine prin grădină și să vedem ce putem să facem, pentru că mai trebuie să pun pământ acolo, mai trebuie să mi dau refresh la ghivece, trebuie să fac mai multe lucruri și n-ar strica să o luăm așa ușor, ușor, dacă tot este vremea asta frumoasă afară, pentru că astăzi când am ieșit afară, mai ales că n-am mai bătut atât de tare vântul, îmi vedea să stau numai pe afară. Deci îmi vedea să stau numai afară și să stau așa ca cum stătea zdreanță la soare, așa îmi vedea să stau și eu. Deci, și mâine, dacă o să fie la fel, cu siguranță voi bea o cafea pe afară. Am un fir de păr. L-am pupat pe Jiminy mai devreme, că a venit în vizită să-și mănânce cina. Pentru că mai nou Jiminy vine numai în vizită, așa, în vizite scurte de 5-10 minute. Și l-am pupat pe Jiminy și cred că mi-a rămas păr pe nas. Da, dar, da. Masaj. Citit. Și ne vedem în vlogul următor. Spuneți-mi cum vi se pare noua schimbare. Dacă aveți ceva idei de decor, let me know. Cum credeți că ar merge o nuanță din aia de cupru așa pe acel albastru? Și ce ar mai fi? Cam atâta. Vă mulțumesc dacă ați rezistat până la final. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!